Sunt temperaturi siberiene la această oră în România. Îmbrăcați-vă gros dacă trebuie să ieșiți din casă, pentru că valorile termice sunt de nesuportat. La întorsura Buzăului au fost minus 25 de grade Celsius în această dimineață, iar la Caransebeș minus 20. În capitală ninge din nou și termometrele indică minus 15 grade. Chiar dacă afară este frig de crapă pietrele, mulți bucureștenii nu s-au sfiți să iasă din casă. Unii pentru a face cumpărături, alții în interes de serviciu. Cei mai mulți spun că suportă frigul. Primii care au fost nevoiți să iasă în frig au fost muncitorii de la salubritate. Deși muncesc la temperaturi extrem de scăzute, angajații nu se plâng. Trebuie să muncim, că avem copii. Dar cu frigul nu. A fost acum un an mai rău. Nu vă este frig? Nu, nu mi-e frig. Odată ce suntem îmbrăcați. Merge munca pe temperatura asta pe ger? Da, merge foarte bine. Pentru a face față frigului, oamenii au scos din dulap hainele călduroase înainte de a ieși la plimbare. E greu, ger. Dacă stai mai mult de 5 minute, 10 minute, ți îngheață mâinile. Da, stai și cât un sfert de oră în stație și aștept. Și obligatoriu îngheți, că e frig afară, nu e vară sau primăvară. Greu este și pentru șoferi care recunosc că așteaptă și câte 30 de minute să li se încălzească mașinile. Ei, cred că au fost minus 15 grade, pe puțin mi-a înghețat și lichid, tot, de parbriz. Și cum vă descurcați? Greu, da, dar îmi descurc. Trebuie să stați mult și cu motorul pornit. Absolut, numai cu motorul pornit. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au lansat mai multe mesaje de avertizare pentru bucureșteni cu privire la ger, cu ajutorul a 40 de panouri electronice.